cum v-a afectat? A fost un șoc, adică mi s-a făcut rău în cabinet când am auzit. Când e supărată, așa, pisicuța în brațe și pisicuța o calmează. Și când doare ceva, pisicuța o calmează. Am înțeles că are niște energii pozitive care îi ia stările alea. Când e supărată, când e nervoasă, când e agitată. Nicoleta a fost operată de două ori la căpuleț. A avut o tumoare la căpuleț și a trebuit să o operăm. Am operat-o la cap, după 3 ani de zile a recidivat boala, 3 luni ducem la control. Trebuie să fie permanent sub observație. Da, da. Bineînțeles că vă dați seama că a rămas cu sechele, că e nervoasă, sunt nervii de la cap care se supără, se enervează. Are imunitatea foarte scăzută, răcește repede și nu mi-a fost ușor, mi-a fost destul de greu. Ca mamă să știi că se copilul până la urmă ușor. Mi-a explicat doamna doctoră posibilitățile, adică ce etape avem de întâmpinat, că se cadă părul, că se facă tratament, chimioterapie, radioterapie. De ea câți ani are? 11 ani. De greu a fost din punct de vedere financiar? Nu este, vă dați seama, că pentru că nu aveam bani, practic, să plătim mașinile astea, nu a știut nimeni. Și practic, dumneavoastră, de unde luați bani? Adică ce venituri sunt? Fundația ne mai ajută. Acum am băgat niște acte ca să facem în pensii și educație. Nicoleta are nevoie de ajutorul nostru. Putem să o ajutăm donând în contul Asociației Speranță pentru România.